Perioada înmatriculărilor a început pe data de 20 iulie la USV și va continua până pe 29 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, urmând ca pe 30 iulie să fie publicate rezultatele finale. Pentru a putea fi admiși, candidații înscriși au obligația să se înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale Universității Ștefan cel Mare din Suceava, licență, învățământ la zi și la distanță, masterat și conversie profesională, care au început pe 4 iulie 2020, s-au încheiat vineri 17 iulie, atât pentru candidații cetățeni români, cât și pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini. În această sesiune de admitere, oferta educațională a universității a atras un total de 2855 de candidați cetățeni români pentru programele de licență și conversie profesională, o creștere cu aproximativ 15% față de anul trecut, respectiv 850 pentru programele de master. Totodată au fost prelucrate 334 de dosare de înscriere depuse de români de pretutindeni și cetățeni străini. În această rundă de înscrieri, programele de licență și conversie profesională au cumulat un număr de 4.827 de opțiuni pentru cele 1.180 de locuri bugetate și 1.430 de locuri cu taxă scoase la concurs. Programele de masterat au cumulat 1.496 de opțiuni pentru cele 600 de locuri bugetate și 690 de locuri cu taxă scoase la concurs. Reamintim că toți candidații care se matriculează și devin studenți ai USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoțite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 de gigabytes pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse cu valori cuprinse între 600 și 1100 de lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original sau pentru promoția din anul în curs dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat. Adeverința de absolvire în original, studenții care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate. Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se matriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine posibil deoarece unii dintre colegii lui plasați pe un loc superior vor opta pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți matriculați cu taxă vor primi pentru primul an de studiu bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. Studenții care ocupă în urma matriculării un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat fără taxă, grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute.